Îmi pune de la ciment. Deci tot ce vezi aici jos, asta îmi pune mie. Îmi pune ciment, îmi pune copacii ăia, îmi pune tot ce vrei și ce nu vrei, mâine. Aici rămâne remorca înțăpenită în capul podului să mă bată mama. Am și murit. Bună să vă fie inima, dragi oameni buni, și bine ați venit la un nou freestyle vlog. În vlogul de astăzi, boys, la muncă, bineînțeles, viața pe tir, regele Kingos este cu voi, așa că dați like! Să vă împărtășesc din gândurile și... nu mai rog. Gândurile și problemele mele. Dacă nu e de bună, în cabină de vii. Cum de vii, uite așa, 19.07.8. Bă, una grea, bă, asta grea. Asta grea, 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 grea. Să vedem pe unde mă duc ce fac. 19.07.8. Bă. 19.07.8, ai? 07.18.21, nu e. 19.07.8, să caută remorca cu Bubi. 19.07.8, uite golea. Încărcată cu carton și are înălțime de 15.5. Poate schimbăm indicatorul din cabină. Indicatorul din cabină, din colo, din colo. Nu vă dau un view cu el pentru că nu am baterie la GoPro Hero 8. Ăla trebuie schimbat tot timpul. Bom, hop, hop. Tot timpul când schimbi remorca. Să fie de aceeași mărime cu remorca. Da, da. Deci mai avem o scărcare. Ușor ce-i drept, dar avem un alergat. O descărcare. După care să încărcăm niște pallet force. Pallet force mai jos la Birmingham încolo. Deci de asta spun că este o zi grea, fenomenală de grea. Deci aflându-ne într-o zonă crepusculară, dragi oameni buni, vreau să vă spun că să dați like, că ce urmează o să vă afecteze emoțional în așa fel încât o să vă abonați, să apăsați clopoțelul. Amin, amin. Aici se virează stânga. Am fost pe aici pentru oamenii care sunt abonați fidel acestui canal. S-ar putea să știe meleagurile. Suntem în zona Sainsbury. O zonă foarte crepusculară, aș putea să spun, unde trăiește numai lumea de lux. Aici trăiește un domn de lux, Tudorul îl cheamă House. Aute, are lei, tigri, canguri la poartă, alea, camere operaționale, tot ce vrei. Pe aceea se poate întâmpla orice în zonele astea. După cum vezi, pe partea stângă, nici o palmă în stânga, numai că intri în ogaș, în aia și pe aia tot la fel. Aici trebuie să adaptezi viteza la condițiile meteo nefavorabile, cum ar fi drumul fiind nefavorabil, adaptezi viteza până în momentul în care îți vine mintea la cap. Când îți vine mintea la cap, stai cu ea la cap acolo, măcar în perioadele astea nu tocmai prielnice, după cum se poate observa, cum ar veni. Da, aici se face o livrare practic de carton, toată de murca o am. Au fost și momente mult mai grele când am străbătut drumul ăsta drept în față, după care am mers mai în fața de ta, mai nasol încolo. Și nasol e când te întâlnești cu fermieri, pentru că pe aici vin fermieri încărcați, de ce glori au și ce utilaje au. Lumea în principiu pe aici se cam ocupă cu agricultura. Și nasol e când te întâlnești, de exemplu, cu fermieri încărcați cu cartofi, cu tractor. Acolo e mai greu și e greu și aici, de exemplu, dacă vine unul cu mașina mică și tu ești pe curbă, remorca e și în prea în partea dreaptă, s-ar putea ca să nu se știe. Și trebuie să te oprești, că în caz de tu ești, de exemplu, dacă remorca mea este pe sens opus, da? Și vine cineva din sens opus și dă remorca mea. Dacă eu sunt oprit, pot justifica faptul că am fost oprit și de dată în mine și pur și simplu nu aveam cum să merg altfel, știi? Am prea mare viteză și nu s-a oprit. E, pot invoca această scuză cum ar veni. Eu eram oprit, tu ai venit ca bou, ai avut viteză prea mare, având camera de acolo, se observă. Justificând cu tahograful, se observă. Am fost oprit, tu ai venit și ai dat în mine. Deci nu sunt eu vinovat în cazul în care remorca mea e ieșită, de exemplu, într-o curbă. Într-o curbă s-ar putea să nu mă încadrez pentru că drumul nu-mi permite și remorca să rămână pe o parte, așa, știi? Tu vii tare din față, din partea aia și dai remorcă, s-ar putea ca să fie vina ta și pot justifica chestia asta cu ajutorul tahografului care o să spună: bă, la momentul impactului a fost pe ciocănele. Bam, se oprise, știi?
Înțelegi? Și atunci m-am scos, am scos sus. Dar din fericire pentru mine și pentru voi, vă îndemn să mergeți sub limita legii pe drumurile astea, pentru că este limita undeva la 40 și eu merg 30-32, după cum vezi acum pe bord, nu știu dacă vedeți până acolo. Înțelegeți voi? O să fie o zi grea din cauza fiind faptului că este 1 ceasul, mă opri și făcui un ospăț pe tir într-o parcare, într-un live. A fost eu o tăblie de aperitiv așa, cu niște cașcaval, cu niște toate alea pe acolo înșirate, să înșirate toate pe mine. Doamne. Și zic că, bă, dacă tot mă întinsese în vreo 30 de minute, urmăresc să-mi iau pauzele inteligente în așa fel încât să fac și treaba, lăsând la o parte faptul că trebuie să și mănânc și să mai fac și viața. Nu spune nimeni nimic în legătură cu pauzele, dar încerc ca eu să le fac inteligent într-o oarecare măsură, în așa fel încât să mă ajute. În limita bunului simț, că nu mă pot ridica de la masă atunci când mănânc, pentru că stătui mai mult decât 15 minute, nu? Și mă trezi cu vreo, după ce mâncai, mă trezi cu vreo 30 de minute de pauză. Zic, mai stau 15 minute, se stează tahograful, descarc aici, mai bine mă duc la Birmingham. Nu chiar Birmingham este, că este Burton încolo, Burton, nu știu cum. Pe acolo să ajung, să ridic o încărcare de pallet force. Uite aici, limită 30. Deci, trebuie să mă uit și după limite, așa că nu am pus degeaba așa de fraiere pe aceea limitele astea. Uite, atenție, animal, vacă. Vaca care dă cu capul și scoate ficatul afară și ți-l mănâncă. Să-l mănâncă ca pe iarbă și după aceea să-l scoate și să-l rumegă. Da. Aici avem o limită de 20, uite, oh. Cineva a pierdut copertașul de la remorca aici, acum ar veni, da? Da, l-a pierdut. Cum l-a fi pierdut, nu știu. Sau l-au pus la loc de 500 oamenii, localnicii. Dacă mă întrebați ce caut cu cartonul în zona asta crepusculară, o să vă spun că, având în vedere că aici lumea e mai liniștită, nu prea sunt locuri de muncă. Și nefiind locuri de muncă, e normal ca prelucrarea cartonului să fie mai ieftină. Și o duc pe aceea să o transformă băieții în cutii și după aia se încarcă de aceea și se duc în orașele mari și e mult mai rentabil. Opa! E mult mai rentabil pentru firme să facă chestia asta, adică să ducă, să plimbe cartonul și să-l prelucreze pe unde pot și ei, în așa fel încât să scoată un bănuț în plus, dacă cumva e. Dacă nu e, nu e. Aici este iar periculos. Lângă cimitirul ăsta, aici e o zonă foarte antică. Cimitirul ăsta și biserică. E și biserică și cimitir aici. Pun și o semnalizare la mișto, că nu știu de ce îi pun eu. Aici e, nou, e nasol rău, uite. Ca să vă spun cum e, bine că nu vine nimeni. Așa e, vedeți cum e? E nasol rău. Aia e, da. Trebuie făcute și astea. Cum ar veni, lumea este obișnuită cu asemenea camioane pe asemenea drumuri, dacă probabil sunt localnici aici, sunt obișnuiți cum ar veni. S-a rupt putul ăsta de aici din față. Vreau să vă spun, dacă ați văzut episodul anterior, că am mai intrat întâi din pe aceea, că ori de fiecare dată când intru pe aceea, trag câte un vlog. În principiu, pe canalul meu o să fie în estimativ 2, 3, 4 ani, 7.000 de vloguri, 10.000 de vloguri, 30.000 de vloguri. Nu contează dacă mi se repetă cursele sau nu, tot timpul o să creez vloguri așa fel încât oamenii să le împărtășesc cu oamenilor o parte din ceea ce fac eu sau din o parte din mine, o parte din ceea ce din ceea ce prin trec, din o parte din ce trec prin. Nu mai veni aici. Mi se notă limba, sabata. Mi se notă limba. Mi se notă limba. Ușor pe curba aici, coxul. Vezi, dacă dă remorca acum aici, așa este vina lui, că eu sunt pregătit să mă opresc. Te pup, fata mea. Aici ies pe partea asta, ca să nu iau și o bordură aia în partea aia. Știi? De ale noastre. Bine ați venit în lumea mea, practic. Lumea mea cam așa arată. Nu este dreaptă, nu este atât de perfectă. Cred că lumea nimănui nu este perfectă. Ne bucurăm de lume așa cum e. Înțelegeți? Ăsta este sucreciu. Secretul, cred că vreau să spun. Bineînțeles, GPS mă pune să fac dreapta vicula printre casele oameni, dar nu mă duc, că îmi face cheie. Face GPS-ul cheia aceea. Bă, am căldura pornită în scaun. Vreau să o opresc. Aici, după cum v-am demonstrat, odată s-a rupt
indicatorul l-au culcat la pământ, da? Al doilea lucru, s-a rupt aici. Au dat cu ceva, cine știe cu ce. E, ne facem stânga aici. Deci normal ar fi interzis că scrie unusable for HVG goods vehicle. Deci ar fi interzis pentru mine să intru cam pe drumurile astea, dar așa se intră normal în spațiul aerian britanic. E no fly zone aici. Mor. Avem no fly zone activat aici, dragi oameni buni. Asta este no fly zone activat. Cam așa arată. Bine că nu mă întâlnesc cu nimeni din ce văd. Știi? Pe potec asta este sens unic, dacă e. Dacă dați like vreți, dacă nu vreți, aia e, tot aia e. Pe care o să vine stânga undeva aici, să mă duc să le dau la cu metri. Sper să nu fie aglomeratus și să pot intra cu Briox. Dry pack. Și azi camioanele lor. Închipuiți că și încolo merge lumea. Am și murit. Hai, hai, cu hai că am loc, am loc, am loc, ia. Ia, ia. Am loc, ia, ia. Steamex. Ce vorbești, bă? Adevărul ăla e că m-am experimentat rău de tot, bă. Deci că ăștia care au făcut școala la Londra e altceva. Mor. Mor și tu și unde e Londra pe hartă. Hai că și da. Hai că și da. Bă, aici două atare deschise și descarcando coxando. După care goando la Birmingandos. Trebuie să calculez să văd dacă mă încadrez în timp. Sper să mă descarc exact cam, până la vreo două, să mă descarc ăsta aici, știi? Dar se mișcă bătrânul ăsta foarte repede, că îl știu. Îl știu, se mișcă foarte repede acest bătrân. Și se bagă, bagă, ăsta bagă bine, bagă, bagă bine, bagă, bagă, bagă bine. Cuxule, dă-i cu spatele, că nimeni nu mai e ca tine. Te pui la linia aia acolo, așa, acum dacă e, dacă e, e, dacă nu e, nu e. Și acum e cu dreapta și te pui. Zbeang, de ce? Ca să aibă spațiu suficient și pe partea aia să descarce. Înțelegeți? Din cauza aia e făcută regula asta. Bă, băiete, bă, incredibil, așa ceva. Nu se poate, bă. Trama e față o leacă ca să aibă loc să treacă prin spate. Știi, cu paleții dacă e. This is John speaking. Do you hear me, Paul? I'm Adrian. Do you hear me, Paul? Yeah, what? So, I'm going to pick up that pallet first. Do you hear me? N-aude. Încă o dată, dubla 2. That's Adrian. Do you hear me, Paul, now? Yeah, I can hear you. So, I just finished with dry pack. I'm gonna go to picking up that pallet first. Can you send me the reference, please? What time are you gonna get there? I need to send the ETF here. In 2 hours maximum. 1 hour and a half. One hour and 45 minutes. Oh, okay, just watch your text. Then need to get a 3-digit reference before you get there. So, you wanna text me, yeah? Yeah, yeah, you'll get it on the text, man. I don't have your reference yet. Alright, Paul, thank you. Fine. Deci pentru încărcare, nu mai merge care eu cu asta. Nu mai merge o pusă inversată să praful de ea. Pentru încărcare am nevoie de o referință care trebuie să mi-o trimită din birou, cum ar veni. 1400 terminarea și aici. Plecăm! Să facem un cer, mergem la Birmingham, practic, undeva. Încărcăm de acolo și venim acasă și aia este. Mă duc, bă. De ce mă duc în halul ăsta, bă, boys? De aici puteam să mă întorc direct acasă, dar e 2 ceasuri. Într-o oră să acasă de aici așa și nu fac ore, bă, nu fac și mor de foame aici în Anglia asta. Prostia aia e cu muritul de foame, dacă e. Aia, dacă mor de foame e greu, vă spun. N-am murit niciodată, dar să sperăm că nu ajung acolo cum ar veni. Ieșim afară de aici. Ieșim afară de aici. Dacă e de aici, să iasă în felul următor. Te duci în față
Dar remorca mai de cur încoace în stânga. Mai în stânga încoace remorca mai de cur și aici faci un faci oblică cum ar veni pentru a fi viața bună și nu a fi viața grea cu Skoda Octavia. Măi, of, of. Și o să ne rublă ăștia baraca pe cei. Nu e mare lucru. E mare lucru să rupă baraca la ăștia pe aici. E mare lucru să rupă baraca. Arde baraca! Ne mutăm în alta. Arde baraca, ne mutăm în alta, picuțu. Și ori să nu rup macazuri ăștia pe aici. Au pus bă și ei bă, că pe aici vine lumea și noaptea. Uitați-vă și voi, vine lumea și noaptea pe aici și rupi. Le rup ăștia pe cei de praful să alege. Aia, când umbli prin zone crepusculare, cu astea-ți bați capul, dragi oameni buni. Bă, e bine că mă duc încolo, am 4 ore jumate de asta. Ajung cam în, undeva la vreo... Cam cât să ajung? Ajung undeva la, să zicem, într-o oră jumate ajung acolo. Lăsei la ăștia o oră 45 ca să fie mai bine, știi? Ia uite pe Alex ce caută pe aceea, bă. Ce căutați pe aceea, bă, băieților, bă? Ha. Hai, hai, cu trăsioara până în deal, la mareoara. Calul merge la pas și apoi facem bă, pas. Hai de rezolvă! Malua! Dă-te bă că vine malo. Incredibil! Dă-te că vine malo. Oh, 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 oh. E un mal de vreo 17 metri, dragi oameni buni. Doamne, să nu vină ăsta cu paleta încoa. Nu vine, nu, hai. Bă, aici, să nu deranjez și eu indicatorul ăla cum l-a deranjat cu mătru. Sau cu metru. Cu metru este o unitate de măsură, cum ar veni. Te încadrezi încoa și te uiți în oglinda aia acolo sus. Dacă este, să faci un estimaj. Cam pe unde ai fi și ce ai face cu viața ta. Bată mama. Aude aici să mă bată mama dacă nu. Aici când vii aici ai lăsat remorca înțăpenită în capul podului. Aici rămâne remorca înțăpenită în capul podului să mă bată mama. Amin. Nu atinge bă, la milimetri bă, bă milimetric trece bă. Milimetric, bă, milimetric, să mă bată mama cu blană, bătă parlem. Iuhuhuhu. Ai, Japonia. Te pup. Te pup, bă, te pup. Bine ai venit în lumea noastră. Dar cred că ești de mult pe cei. Având în vedere că nu a avut niciun fel de reacție atunci când s-a îngustat drumul, s-ar putea ca să fii de mult în lumea noastră, cum ar veni, dragi oameni buni. Imagini șocante ca la regele King, mai rar. Mai rar și mai răruț și mai drăguț. Și vloguri ca pe mână de 3-4-5 ore pe sens, vlogul. Vlogul de 3 ore pe sens, mă? Hai de capul, mă. Păi de aici nu prea mare lucru să vă arăt, să trec de biserica asta, stric în siguranță, că mai trebuie să dau cu una bot în bot. Era și m-aș certa cu aceea. Ea îmi făcea sens să mă dau eu. Păi bă, bă, atât de ploaia să te bată, băi, să crezi că e joc pe calculator? Când te enervezi, închizi jocul și gata. Făcea sens, du-te. Mă, ce ai? Exact acolo la biserica pe colț, ia stai în mijlocul drumului să mă mut eu. Îi zic, mă, mută-te! Ia stai în mijlocul drumului să mă mut eu ca să treacă ea! Doamne, 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 Doamne! Doamne, 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 Doamne! Ce să facem, mă, aia? Aia este! Și cu aia ne bate în capul. Ce să putem să facem? Să facem! Uite! Uite pe unde! Uite pe unde facem și cum facem, bă! Ar fi bună niște apă, cum ar veni. Ar fi bună niște apă.
Ar fi bun niște apă, niște apiță. Ce merge. Ce merge, bă. Stai așa un pic. Să treacă asta cu duba. Mamă, ce rădu om în bordură, bă. Nu știu să uit la bordură, mă, eu și cu camionul feresc bordura. Mă, și cu camionul, mă, uit ca să-mi dau în bordură. Toată lumea e ca mine, mă. Aici, mă, e o zonă periculoasă. N-am ce să fac aici. Au. Au, mă înțepeni, mă? Mă înțepeni? Dar tu ce vrei să faci acum? Du-te tu încolo, dacă e. N-am ce să fac. Eu mă duc încolo. Am aici tot timpul întâlnesc pe cineva. Aici când ies tot timpul întâlnesc pe cineva să mă bată mama cu blana. Ța. Gata, mă, scăpai. Scăpai în siguranță și astăzi, dragi oameni buni, de această intrare. Acolo nu faceți unde vă duceți podul bubuit, acolo a rupt cineva o scară din garaj, cred că. Că am văzut o scară lovită și mi-a făcut logică. Adică, bă, o scară lovită, pac, acolo în colț, unde putea omul să o lovească, opa, trec pe aici, văd un pod lovit, pac, s-ar putea să fie aia, aha, da, s-ar putea, da, tac din gură, îmi văd treburile mele, că... Pardon, mă scuzați, nu mă afectează prea tare, practic, facă fiecare ce vrea. Mamă, ce iasă din mine, nu mai praz, mă bată, mamă. Ne vedem la aia la palet, vor, că acolo trebuie să încărcăm. După care să plecăm acasă, ne vedem de viața noastră, de trupul ăsta dezordonuț, cum s-ar spune, într-un fel sau altul. Bum! Și-am apărut, cum faci dintr-un câinele și din coxul derbedeu. Bum! Și-am dispărut, că nu stă nimic în viață și nu stă nimic în față. Hai! Deci, având în vedere, boys, că suntem la locul în care trebuie să încărcăm, făcut undeva la... Bă, exact cum estimăm, joacă, estimăm eu bine. Dar zic că la 4 stai aici, da? La 4 fix sunt aici, mă. Ce ai? La 4 fix sunt aici. Dacă fur și un 30 de minute de pauză, în locul în care mă încarc ăștia, că practic eu nu mă dau jos. Practic eu mă pun și mănânc pe scaunul din stânga și se numește pauză, repaus, ședere și alte nebunii. Dacă sări cumva bală din gură, din cauza faptului că lumina bate asta și lumina distorsionează din când în când, mor. Aici la Palette Force te filmează ăștia în gură de cum intri. Tu n-ai voie să filmezi înăuntru, dar eu filmez fraudulos. Dar ei te filmează cum ai venit, cum te filmează, te întreabă numărul de referință, te întreabă numărul de camion, te întreabă aia, te întreabă aia și te recording. Pup. Da. Însă bei 3E. La 3 eu trebuie să... Bei, da. Bei. B3. La a treia rampă trebuie să mă duc în partea asta. Normal, puteam să intru și pe partea alaltă, dar zic că să vă mai arăt cum e pe cipii în curte pe la ăștia. Nu e prea tare interesant. Ultima oară când am plecat de aici de la ăștia, m-am scolos așa printre casele oamenilor și am făcut accident. Și am dat de-am rublul la ușa. De-am lovit lui aia oglinda. Acum deci tot pe acolo și o să vă și arăt unde i-am rupt oglinda, dacă e. Și dacă toți sunteți pe acest vlog, măcar să vezi, sper să fie mașina parcată exact acolo, ca să vedeți și mașina despre care este vorba, practic și bine zis, dacă este. Dar dacă este, dacă nu este, nu este și nu este și nu aia e. Bă, să omul B3. Păi ăsta e B1. N-am nicio treabă cu B1 ăsta. Ăla tot la B3 se duce? Da. Ăla tot la B3 se duce, da. Dar descarcă sau ce face? Se duce la B3 sau pleacă acasă. Ieși acasă! Ieși acasă! Bă, Downton, bă, Palette Force ăștia sunt de același grup cu Downton. Am văzut EV Cargo. Este din acel... Bă, EV Cargo ăsta e imens, bă. Am văzut pe pancardele alea aici la Palette Force că EV Cargo este membru din Palette Force sau ceva de genul. Deci te gândești ce craci are EV Cargo ăsta. Deține tot Downton-ul și cred că mai sunt ceva ca companii. E un fel de grup ăsta EV Cargo, cred că. Sau un fel de companie care a închis anumite companii mici, cum s-ar spune în traducere liberă. Aici va trebui să deschid două laterale, după care să fiu pregătit să intru încolo.
dacă e. Haideți, bă. Hai că am 31 de minute, încă un minut. Nu mă chemă nimeni de ceas, că bă, dacă tot mâncai o leacă și gorit toate caserolele, zic să stau liniștit că oricum cu metru vreo 10-15 minute tu acolo și am ușel încărcare din ușe. Să-mi pac, pac, pauza după ce mă încarc, să mă duc rachetă. Să nu fiu nevoit să mă opresc pe drum și aaa, hai că... Hai că da, ce? Hai că... Bă, îmi vine aici. Deci asta făceam cu mâna asta. Îmi vine să trag frâna de mână. Îmi vine să trag frâna de mână, mă, ca la MAN, ca la modelul ăla mai vechi. Ca ăla de 2020. 2020, 2018, 2071, 2114. Haide, răzăi! Japonia! Unde să știu? Nu știu ce fac cu ei pe aici și ce... Asta, dar eu cred că ei ar trebui ca să vină încoa. Veniți încoa, bă! Hai, veniți încoa, te încărcați, bă, să plec acasă, bă! Hai că nu mai am timp! Nu mai am timp de prostiile voastre, mă, turai și eu! Ce scrie aici? 93. Ma, 93 e acolo sus, bă, mă duc direct. Mă duc direct că 93 e acolo sus. E acolo sus unde încărcam eu de obicei. Asta e marfă pentru Scoția direct. Pentru Scoția direct și mă duc direct în 93 și stau acolo. Știi? Văd că mai am 4 ore jumate de dată în acest program. Aici e mama paleților de pe pământ, bă, vă spun drept. Aici tot toate felurile de paleți ever și imposibil și ăștia aceia de la ciocolată până la ăștia cu negru, nu știu ce sfoliat așa cu negru, uite, apă, baxuri cu apă, nebunii, tot ce vrei și ce nu vrei, suntem pe la 51, văd că 100 nu știu cât, 64, vă zic acolo, copaci inclusiv, Coca-Cola, mor, toată îmbrânicătoarea lui Noe și corabia lui aceea. 90 aici, uite, vedeți? 90 aici și 93 să fie acolo pe colț. Fac aici în dreapta. Ușor să nu iau la după mine. Că 93 să fie aici. Aici să fie 93. Și eu să mă pun aici așa. Așa. Între care ei s-apuce să încarce. Încarce, auzi? Nu văd aici unde ar scrie 93. A, 93 de acolo. Vezi, 93, ăsta e. Tot raftul ăsta aici. Îmi pune de la ciment. Deci tot ce vezi aici jos, asta îmi pune mie. Îmi pune ciment, îmi pune copacii aia, îmi pune tot ce vrei și ce nu vrei, băi, nebun la cap. Dar mai durează, cred că o jumătate de oră, încă o jumătate de oră mai stau aici. A, aia. Am găsit în geanta ta. Măgoniră, bă. Măgoniră acolo pe scaunul ăla, ce-ai? Să mă încarci. Și de tu ești look, tu look dangerous. Dangerous. A, look dangerous, a? 170 km, 2 ore. 2 ore în cap. Și ceva ca dacă să fie. Aude ce-i în remorca aia, numai... Ce-i în remorca asta ca la nebuni, un soare puternic afară, dragi oameni buni. O plăcere să te relaxezi muncind, fiind 5:20. Spun că mă descurcai ireproșabil până la ora asta. Fiind 6:07. Bă, 5:20, 6:20, 7:20, 2 ore. Țai de capul meu. Hai, la 8 ajung acasă. La 8 ajung acasă, mă bată mama, dau el bine. Dă-mi mă în spate și tu. Ce facem asta? Că mor cu el. Hai mă, te duci încolo tu.
Mă încarci din alt loc? Ce beliș uichi așa? Urât. Eu trebuie să mă dau în spate să leg, să trag laterale, că de Kinga nu am chef. Nu am chef, e târziu, sunt obosit să mă bată mama. E greu. Nu, nu, pe marfa asta nu pun chef, bată mama, dacă ceea ce e așa numai noi, știe. Doamne iartă-mă. Ce-o face și în remorca asta? Nu, nu. Eu nu, 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 nu. Trag lateralele și aia vreau să fac. Mai mult de atâta nu pot să vă încurc, astăzi nu. Oricum marfa asta de 5 colo nu cred că e asta, n-are cum să se vin perlata. Dacă e. Deci să vă arăt, boys, cam pe unde am făcut accident. Închipuiți că mergeam pe aici și prin acest centru. E, și la un moment dat treci, bă, băiatule, nu mai sta, bă, man, bă, nu sta după noi, bă. Deci merg așa prin centru, așa, la un moment dat. Și auzi, uiu, 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 salvarea, vine salvarea, vine salvarea, ha? Bun, am zis că, bă, printr-o salvare am mai trecut eu, la prima îi fac loc. Merg mai în față și mai în față și mai în față. Și colea, după cum o să vedeți, se îngustează drumul, deci aici e sens unic, cum ar veni. Nu mai vine pe partea aia la altă, știi? Acum, fiind sens unic, eu trebuie să pun semnalizare să vadă ăsta de aici. Că vreau să mă bag, eu n-am cum să mă încalec altcumva. Înțelegi? Eu dacă nu fac așa și mă bag după sens opus, s-ar putea să mă înfig în parapetul ăsta acolo așa. Și nu chiar că cred că aș putea avea o leacă de loc, dar nu prea. De ce să mă risc cum ar veni? N-am de ce să mă risc cum este, da? Bă, trecu eu de aici, stai la semafor, stai la semafor, stai la el, treci încolo. Prima salvare am dat-o pe aici, pe undeva am stat-o să treacă, știi? Bun. Acum trec aici. Aici fac colțul, aglomerație, bă, aglomerație, ce-a fost atunci? E greu de explicat. Facem stânga colea, da? Aici trebuie să mă lase unul după sens opus să mă bag, că nu pot să mă bag altcumva, după cum vedeți. Ca să nu ciup vreo bordură sau ceva. Stimă, da? Bă, și plec pe aici. Și pe aici, pe undeva, prin dreptul ăsta, bă, dragi oameni buni, ce să vă spun, bă? Venea salvarea din spate, eu blocat în trafic. A urcat niște băieți pe bordură cât a urcat. Și la un moment dat pleacă unul din fața mea, că dădea ăla cu pipoia așa, pip, 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 tot așa făcea. Și a intrat și eu să fac, să... Asta este mașina audio-ulea. În care oglinda închisă, să mă bată mama dacă nu... N-am mai mutat-o până acum. Sau asta este, asta e Nissan-ul, asta este. Nu știu care mă este, aici era undeva. Aici era undeva, nu mai știu care este. Știu că era albă. Știu că era albă, man. Asta pot să vă spun și să vă spun, să vă explic că este. Deci ca asta vreau să spun în episodul de astăzi, în cazul în care v-a plăcut vlogul ăsta. Un vlog greu, de o oră, cred că. Dacă e, cred că am fi și mai bine. Dați un like, puterea tu follow pe Instagram, pe pagina Facebook, Adrian Cox, pe TikTok, în cazul care vreți. Urmăriți-mă la story zilnic pe stau acolo cu voi puterile tot. Vă pun și vă doresc o zi minunată, coxați like și abonați-vă cu clopoțel activat în cazul în care vreți să mai primiți materiale din astea de la mine. Vă pun și vă doresc o zi minunată!